Chioarului, din țara Chioarului, după dati noastră bună, ne-am făcut din dor cunună și vă zicem ziua bună! Oameni buni și minunați, vă iubesc precum pe frați. Toți cât sunteți adunați, ori la TV vă uitați, primiți rogul vă urare de trai bun la fiecare! Dragii mei, iubiți meseni, suntem însă călășeni, adică într-o așezare a cote de Baia Mare mai la sud, știe oricare. Cei de aici îți vrea, nu-ți vrea, zic așa prin gura mea. Să știți, noi săcălășenii suntem ca toți chiorenii buni și drepți când ne iubiți și lei de neciufuliți. Ce-i frumos, tare ne place și la joc toți știu să joace. Avem hori faine alese și la nunți mândre mirese. Avem pite și slănine, brânze, ceapă din grădină. La masă o rugăciune în tătă casa, se spune. Avem și o iaga plină, știți cu ce nu te scovină, că horinca noastră e foc. Gata, dăm drumul la joc și la tăt omul, noroc, ansamblu din Cernei! Alo? Bună ziua, domnul Vaida! Bună, bună!
Da, da, de mult nu ne-am auzit, domnul Vaida, dar tare fain a spus acolo, la atâta casa, pită, clisă, slănină, brânză. E, da, aia cu rugăciunea ai uitat-o, da. Nu, nu, acum vreau și la rugăciune să ajung și cum a spus, noroc la toată casa să fie. Da. Asta doresc și eu la băiatul nostru Ionico și nora noastră Dana, care ieri au sărbătorit 22 de ani de căsnicie. Părinții, băiatul, fratele, cu toții îi spunem sănătate să le dea Dumnezeu, că au nevoie de ea. Apoi mâine nepotul nostru Ionuț împlinește 22 de ani. Îi spunem și lui sănătate, toată familia, nu mai numesc pe rând pe fiecare, noroc să-i dea Dumnezeu și un post bun că a terminat facultatea, domnul Vaida, și ne bucurăm de el. Bine. Că a terminat, e un băiat de nota 10. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos! Oameni buni, am și zis... eu vă mulțumesc frumos! Să rămână! Am zis că suntem în Săcălășeni. Gazda noastră mi-a ajuns pe la urechi, primar nou e ăla vechi. Așa. Domnul inginer Emilian Pop, bine ne-ai primit, domnul primar. La microfon acolo, da. Revenit la noi, domnul Vaida, și ne bucurăm de fiecare dată când avem onoarea să ne călcați pragul, cu televiziunea sau fără, întotdeauna sunteți bineveniți și mult apreciat. Mai bine noastră. Fără televiziune, că-s mai ieftin atunci. Da, și asta este adevărat, da. Dar este adică plăcut. Scăpați mai ușor asta. Da. Adică nu se bea atâta. Da, nu se bea. Hristos a înălțat, părinte. Adevărat s-a înălțat. Părintele este... parohul din Săcălășeni. Spuneți-ne funcțiile dumneavoastră, ca să nu mă încurc eu. Da. Da, sunt părintele paroh din Săcălășeni, însă am și câteva atribuții la episcopia noastră, fiind director media online al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului. Sunteți chitit pe IT acolo, media. Cum vă cheamă numele complet? Adrian Dobreanu. Da. De pământ de unde sunteți, părinte? Deloc, sunt din Humulești, din satul lui Creangă. Bă, aplaudați, băi, că nu mai știți de Creangă. Ieri a fost ziua lui Mihai Eminescu. Azi, uite, avem părintele din Humulești. Da. Da. Și iată că de în 2015 sunt în Maramureș. Da. Stabilit aici, iar de 2 ani, aproape, sunt preot paroh al parohiei Săcălășeni. Bă, câte biserici sunt aici? De... ortodox vorbesc. În Săcălășeni sunt două biserici, una monument istoric din secolul al XVIII-lea, da, și una biserica nouă, cum spunem noi, în centrul comunei, cu hramul Sfinții Apostol Petru și Pavel. La asta slujiți dumneavoastră? Da, da. Bun. Și în paraza comunei? Deci mai sunt în Culcea, în Coruia? Unde? Da, în Culcea și în Coruia. Astea sunt satele aparținătoare, domn primar, astea toate. Da, comuna Săcălășeni are 3 sate, Săcălășeniu, centrul de comună, Coruia și Culcea, sate aparținătoare, care, sigur, fiecare au comunități bine închegate, cu tradiție, cu biserică, cu școală, cu grădiniță. Câte suflete? Deci, undeva la 1000 de suflete Coruia, 800 Culcea și peste 1000 are Săcălășeniu, da, care e centrul de comună, și avem o migrație inversă care de la an la an populația crește sensibil, dar crește. Sigur, mai avem o bună adică parte. Vin din Baia Mare, vin să pun aici? Vin din Baia Mare și din alte zone, pentru că zona... e frumoasă. E bun. Căutată. Da. Aveți copii, părinte? Am 3 fete, una de 10 ani și 2 gemene de 5 ani. Ați venit cu ele în Săcălășeni. Da, da, da. Dar unde ați slujit prima dată? Am fost la Catedrala Episcopală timp de aproape 8 ani de zile. Am fost arhidiacon. Și după aia la munca de jos. Da. Bine. Doamna de unde? Doamna este de peste deal, cum spunem noi. Din Maramureșul istoric, din Rozavlea. Opa, opa. Cu un altul. Cu preasfințitul Justin. Da, Constantin. Da. V-ați orientat? Nu zice nimic. Pun o întrebare de suflete, era să-l încurc pe domn primar. Dacă întreb câți votanți, asta știe că de-abia acum au ieșit din focuri. Câți votanți sunt aici? La... deci aproape 2000 de votanți, dar sunt distribuiți pe cele 3 sate. Sigur, ca număr de voturi exprimate, este undeva cel mai tare Coruia, 75% voturi exprimate, ceea ce face să fie egal cu Săcălășeniu la voturi exprimate, dar procent mai mic Săcălășeniu, da, da. Și Culcea are mai puțin de voturi, undeva 300. Ah, nu. Da. Bun.
Vine lumea la biserică, părinte? Vine, pentru că unde sfinții se adună, își fac toți voie bună, da, în rugăciune, da, în comuniune, desigur. Sunt oameni gospodari, când lucrează, lucrează, când se roagă, se roagă și când petrec, petrec. Bă, asta e la noi, domnule. Nu fiți atenți aici. Bine, Doca. Oameni buni, păi nu putem noi să ajungem aici. Ia veniți încoace. O să mă ridic în picioare ca să vorbesc cu voi. Ia luați voi, începem. Să rămână. Bună ziua. Așa, la Diana Zoicaș, da? Bună ziua și bine v-am găsit. Să rămână, Diana. Hristos a înălțat. Așa. Tu ești din Groșii? Groșii Băii. Groșii Băii, de acolo de unde Dumitru Fărcaș, Dumitru Dobrican, Ioan Berci, nu vă mai spun, da? Bun. Unde lucrez? Eu lucrez la Inspectoratul Județean de Poliție al Maramureșului. Bă, ai făcut școala la Cluj, da? Și acum la ce, unde te-ai încadrat, la ce compartiment? În momentul de față am desfășor activitatea la serviciul rutier. Ho! Atenție, ascundeți permisele! Bun, foarte frumos. Măritată? Nemăritată încă. Încă fericită, da. Încă fericită. Ionuț, ia și tu. Tu? Bună ziua. Tu ești din Valea Chioarului. Deci din țara Chioarului. Aici suntem Chiovar, ținutul de piatră, ca să înțelegeți, da. Însurat? Însurat, o fetiță de 4 ani și 6 luni. Să trăiești, să faci un fecior, mă, că vezi, stăm prost cu natalitatea. Unde lucrezi? La primăria Olmeni. Opa, la Morar, acolo. Da, da. Foarte bine. Bun, eu o să vă cânt, eu vi-am prezentat, nu pierdem vremea, vi-i trimit să cânte. Dale noastre, să și grăbesc, că amândoi... Băi, stai așa, unde mergeți de aici? Hai, recunoașteți. Unde merg? La cântat. La nuntă, la botez, la unde mergi tu? Eu la botez. Cine ne-o chemat la nuntă, une? Foarte frumos, mergeți voi, pregătiți-vă. Și că noi o să mai vorbim aici. O să ne cânte în ordinea asta. Ionuț, Sima, noi procedăm nu chiar elegant să cânte doamna în față, din motive de ritm al melodiei am stabilit așa. Va cânta primul Ionuț, Sima, și după aia Diana Zoicaș. Oameni buni, hai să-l aplaudăm! Ionuț, Sima! Domne, vremea-n loc, că mi-e tare drag să joc. La 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 la. Ține, domne, vremea-n loc, că mi-e tare drag să joc. La 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 la. Să văd lumea petrecând, dar și eu cu el la rând. Dar și eu cu el la rând, măi, lumea mea. Să văd lumea petrecând, dar și eu cu el la rând. Dar și eu cu el la rând, măi, lumea mea. Ținem, domne, zilele, cum știi tu că mi-ar plăce. La 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 la. Ținem, domne, zilele, cum știi tu că mi-ar plăce. La 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 la. Cu oameni să mă-nconjor, să pot bate pe picior. Să pot bate pe picior, măi, lumea mea. Cu oameni să mă-nconjor, să pot bate pe picior. Să pot bate pe picior, măi, lumea mea. Zile mi-au rămas, nu-mi da greu dăs de tras. La 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 la. Câte zile mi-au rămas, nu-mi da greu dăs de tras. La 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 la. Pune-mă între ce tiraș și aici să mă lași. Și aici să mă lași, măi, lumea mea. Pune-mă între ce tiraș și aici să mă lași. Și aici să mă lași, măi, lumea mea.
de la început să mai facă i-am făcut. La 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 la. I-aș lua de la început să mai facă i-am făcut. La 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 la. Să trăiesc ce-am petrecut, nu mi-ar trebui mai mult. Nu mi-ar trebui mai mult, măi, lumea mea. Să trăiesc cum am trăit, că vai bine mi-o tihnit. Că vai bine mi-o tihnit, măi, lumea mea. I-aș lua de la început, nu mi-ar trebui mai mult. Nu mi-ar trebui mai mult, măi, lumea mea. Să trăiesc cum am trăit, că vai bine mi-o tihnit, că vai bine mi-o tihnit, măi, lumea și la dansul de la
Mulțumim! Drum bun la lucru! Hai că vedem cine e la telefon. Alo? Alo? Da! Vă ascult! Tot s-a înălțat! Adevărat s-a înălțat! La toți de față și viitor sănătate! Alexandru Scafaru, Iezuren, Turcinești, Gorj. Vă ascult! Da, domnul Sandu! Toată mapa muzicală din această zi să fie pentru domnul colonel doctor inginer Zegrean Ioan Miron, din Ogna Dejului. Da! Furat de doamna doctor Zegrean o cheamă acum, dar numele fate era Dănău din Bălești Gorjului. Băi, frate, am mai pierdut unul, da. Da. Am pierdut mai mult, ce, dar am luat și fete, să știți că domn doctor a luat o fată. Așa. Și toată mapa muzicală să fie pentru dânsul care nu mâine, poi mâine împlinește o anumită vârstă și o lună, că pe 18 mai a fost dintr-un. Da. Da, așa. Ai, deci așa mai, fi... luna mai, dar noi suntem în iunie, da, merge. Da, 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 pe 18 mai, da. Da. Da, și pentru doamna de la Bistreț, domnul Imi de la Banatul de Sumunte, domnul de pe Someș și la toată lumea multă sănătate și aveți oameni faini aici, unul și unul. Mulțumim, așa suntem noi ăștia, făloși și bățoși. Da. Mulțumim frumos, domnul Sandu. Da, da, auziți? Da, da. Domnul, vai da, domnișoara din spatele dumneavoastră are cocarda pe invers. Așa se vede la televizor. Nu, nu știu, nu e bine. Da, lasă că vine cu ea bine, ai râs și tu. Bine. Toate bune. Și plăcut în continuare. Mulțumim frumos. Părinte, lângă noi am luat-o, ca să nu mai ziceți că n-avem nimic sfânt în noi ăștia de la TVR. Uite că avem totuși. Hristos s-a înălțat. Adevărat că s-a înălțat, domnul Vaida. Cum vă cheamă? Mă boteza mama Augustin, iar de familie sunt Homorodan. Din Codru. De acolo mi se trag, pe linie paternă. Da. Da, înaintea și din, da, pe la Homorode de acolo. De care? De sus, de mijloc? De mijloc. De mijloc, de, da? Mijloc. Bun. Și mama de unde? Mama e din Someșuileac. Din Someșuileac? Da. Opa! Deci tot nu mare lucru. Nu-i, da? Nu-i departe, nu-i, da. Dumneavoastră unde slujiți? Eu slujesc de 24 de ani la parohia Coruia. În Coruia? Da, în satul natal al domnului primar. Da, da. Și înainte de a veni la Coruia, am mai slujit 4 ani și 8 luni într-o parohie frumoasă, mai micuță, unde mi-am început activitatea de preot în Arieșul de Pădure. Aci peste... Aci la Baia Mare. Aci peste... Și ăsta e tot acote, ca să zic ăștia de bani. Bun. Așa. Și doamna, de unde e doamna? Preoteasă? Apoi pe soția am găsit-o pe la Ferneziu, pe acolo. De-aia sunteți în zona asta acum. Doamne, bărbatul de unde e soția, știe toată așa lumea. E, așa, da. E. Domn primar, soția dumneavoastră de unde e? Cu neamul din Sufaleu, dar eu am luat-o din oraș, de la liceu. Bun. Deci spune să-ți neagă ședințară, cum se cheamă satul, normal. Satul Lung. Satul Lung. Satul Lung sau Sufaleu, lung, pentru cei care sunt de acasă. Satul Lung, să fie și viața. Da. Câți copii aveți, părinte? 2 copii, un băiat. Și... Tot preot? Nu, nu, băiatul a terminat facultatea la Cambridge. Da. Și am fica mea care e mai mare și care mi-a dorit un nepoțel. Sunt bunic, am un nepoțel, Gabriel Dominic, și cu această ocazie vreau să-i transmit ginerului meu, care astăzi face o frumoasă vârstă, la mulți ani, și lui, și fiicei mele, și nepotului. Și băiatul a rămas în Marea Britanie? N-a băiatul e acasă acum. A, da, venit acasă. A venit acasă. Și unde lucrează? Nu l-au luat ăștia repede, terminat la Cambridge. Nu zic l-au... eu că și eu sunt cu fiica mea la fel, stai liniștit. Nu l-au luat repede. Că-s mare diferență. Și-au depus câteva CV-uri, dar nu... nu. Să sperie aia când văd. Dar auziți, cum stați cu natalitatea acolo în Coruia? Stăm destul de slăbu, să zic așa. Da. Deci în fiecare an în jur de 5, 6 până la 7 boteze avem. Și mortalitatea? 15, 16, 17. Asta e, cred că, pe toată țara la fel. Nu mai fac românii nici copii, fie vorba între noi? Da, și cei care fac copii s-au dus în străinătate. Da, aia care aveau, da? În ultimii 2 ani am înțeles de la oficialitățile noastre că se nasc mai mulți copii români în diaspora decât în țară. Da, da, mă bucur că ați făcut prezentarea. Stai să chemăm niște copii. Ia veniți, mă, ăștia mici încoace. Unde-s copiii aia mici? Am niște copii, aia talentați. Ia trimiteți-i încoace. Am zis, Viorel, adă-i încoace. Viorel Ungur. Viorel Ungur, lucrurile acelea. Da, da. E român el, da? E Viorel Ungur, acum...
Ce să faci acum? Ce ar însemna băia care cheamă rus să schimbe numele numai că nu ne convine Putin? Ce facem cu asta? Da, hai în cocică. Ia uitați-vă dumneavoastră, veniți aici la Nenea Sergiu. Bă, mă, florile tioarului. Una și una. Tiedent. Domn primar, îi cunoașteți pe care va intri? Păi pe toți, cum? Sunt dansatorii noștri, emeriți. Noi începem. Care? Tu ești cea mai mică, da? Cu tine începem. Cum te cheamă? Maria. Maria și mai cum? Ține mânucă asta. Curcă Maria Iasmina. Oh, Iasmina, de aici ești din Săcălășeni? Da. Bun. Și tu cânti și tu așa când ai obiceiul ăsta, da? Noi ia să auzim cum cântă. Atenție! Bă, aplaudați-o pe Iasmina, bă, că acu, fiți atenți aici. Da. Cântă tu ce vrei. Hai. Mândră m-a făcut mama, măi dorule, dorule, și-mi-e dragă cea chiar, măi dorule, dor. Mândră m-a făcut mama, măi dorule, dorule, și-mi-e dragă cea chiar, măi dorule, dor. Doamne, ce chiar de tine, măi dorule, dorule, atunci când te îndreci cu mine, măi dorule, dor. Bine, mulțumesc, mulțumesc. Bă, aplaudăm, bravo. Și tu cânti. Hai și tu, stai, lasă și pe ea să vorbească. Hai. Cum te cheamă? Citaclia. Da, ține asta în mână și dă-i drumul, ia să vedem cine crezi tu. Dar faci o dedicație cuiva, faci o dedicație? Nu. La bunica, mă, că știu că ești de bani, bunica, nu? Bunica trăiește? Da. Bun. Amândouă bunicile, de la mama și de la tata? Da. Bravo, ești fericită. Noi ia cântă. Hai, mireasă cununata, măi la 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 la. Cum ți-o dai gear în turna, măi la 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 măi. Cum ți-o dai gear în turna, măi la 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 la. În grădină la măta, măi la 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 măi. Miresul căstruț din flori, la 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 la. Ia-ți gândul de la ficior, la 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 măi. Bravo, 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 bravo. Băi, du-te, altul mai gras că dânsa soras. Hai, ia vină și tu. Că noi ăștia care cu parbrizul, știi, noi cu parbrizul, cu ochelarii ăștia. Ia, cum te cheamă? Tata Sofia Constantina. Ba, ia cântă și cânt și tu? Da. A, nu mă nebun, ia să auzi. Dragunii danța este când joc cu băița, mă la 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 la. Dragunii danța este când joc cu băița, mă la 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 la. Mândru joc de păchioar, cum să joacă scur și rar, mă la 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 la. Bravo, bă, bravo, să bravo. Ne ține. Ia, lasă apă, lasă. Tic, lasă-o, bun. Hai, vină. Opa, ai transpirat, bată-te norocul, ia ține și tu. Pe tine cum te cheamă? Tata Antonia Ioana. A, așa, câți ani ai tu? 7. Ai 7 ani deja, bătrână. Și tu cânti, și tu cânti. Și tu cânti. Bătrânică ești, da? Hai, să vedem, hai zi. Hai, țure și țura, mândru zice ce era. Hai, țure și țura, și stâmpără inima. Legănașul i-a păsat, țurei, țure și țura. Să răsune întregul sat, țurei, țure și țura. Băi, bravo, haide, pa, bravo. Ai scăpat, ai transpirat de emoții, sărăcuta, ușoală. Cine n-a mai fost? Ia vină tu că tu ești mai mare, ia. Așa, bă, tu, feciorul, rămâi ultimul, noi bărbați, da. Hai zi. Mă numesc Ariana Chiver. Câți anișori ai? 11. A, tu ești mare deja, da? Și unde ești, din Săcălășenești? Nu. De unde ești? Din Unguraș. Din Unguraș, ia, ți-a dus Viorel Ungur. Da. Da, din Unguraș. Da. Și vrei să cânti, uite, ai cu penie în cruci, asta e faină. Ia, vrei să cânti și tu un cântecel? Da. Cânti de mult, așa, de mult? Nu foarte de mult, de câtva timp. Mă, bine, ia, cânt. Hei, rup-toboi, 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 jugundrim. O dedicație înspre președinție, parlament și guvern. Hai! Hei, rup-toboi, 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 jugundrim.
Hei, spune dor, spune dor, cobor în dealul opcinii. Rupt-o boit în jaua, cobor în pe opcina. Rupt-o boit în jaua, cobor în pe opcina. Bravo, băi, bravo! Băi, și-am rămas noi! Bravo, băi, ce hăinuță frumoasă ai tu, uite, cu pânză, pânză. Clop, clop, cum te cheamă? Narcis. Și mai cum, mă? Desmoleș Cristian. Băi, ce nume ai, dar mai rupt aici. Fii atent, deci, ce clasă ești? A întâia. Clasa a întâia ești? Da. Îți dau premiul ăsta, ia-i premiul, nu iei, iei, ce deci? Iei. Bravo, bravo. Și cânti, și tu cânti? Da. Mai ai frățiori acasă? Nu. Numai tu ești? Mamă, te faci o solist mare, mama și tata. Ia, ia, cântă-ne un cântec. Trecuia sară pân codru, lai, lai, la 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 la. Și-am atins frunza cu clopul, lai, lai, la la la. Așa. Dar deloc nu s-o mișcat, lai, lai, la 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 la. Nu m-am tic s-o legănat, lai, lai, la la la. Hai să vedem, amu. Codrule, să n-ai mânie, lai, la 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 la. Că ți-am achins frunza ție, la 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 la. Bravo, băi! Ai terminat meciul în picioare, aplaudați! Mergeți că vă pregătiți de dans. Ce ziceți, părinte de copii? Hai că toată lumea ar vrea să cânte. Asta facem și noi. Fiecare copil când se naște, lumea vine cu darul de la Dumnezeu. Și fiecare are talentul lui, da, și talentul lui. Da. Ce? Nu poți să le iei bucuria asta, acum mai știu. Deosebit de frumos. Stai să mă uit cum stau cu ceasul, că m-am dat deștept, dar nu e cazul. Bun, fiți atenți acum. O să cânte un domn profesor, mă duc la el. Stați așa, stați așa. Fii atent, mă duc la domn profesor. Stai să văd, el vine, el vine. Stai așa un picuț. Domn profesor, ia veniți încoace, domnul Nistor. Așa. Și lângă el o să vină mai Marcela. Vine încoace. O, observați, să trăiești. Unde lucrezi tu? La școala gimnazială, Copanii Mănăștul. Aia, tu ești de ce? De păstă, la primarul, la Miholca, acolo? Acolo o predau, eu sunt din Remetea Chiarului. Tu ești din Remetea, de la fratele meu de acolo. Băi, bate, unde stai, la râu? Unde mergi? Sus, către posta. Sus, bă, către posta. Aia, tu ești către posta, în partea asta. Așa. Marcela, tu ești din? Eu sunt din județul Cluj, comuna Râșca, sat Lăpuștești. Bun, așa. Ea este soția unui bun prieten al nostru, mare muzician. Și muzicant și muzician acolo. Și fata, ai o fetiță, da? Da. Să trăiască. Nu, no, el să cânte. El, tu ai fost elevul lui Dan Daniel? Da, am absolvit școala populară de artă sub îndrumarea domn profesorului Daniel. Da, o, cine e director la școala de artă acum în Baia Mare? Nu știu. Ai terminat mai demult? Terminam cu ceva ani în urmă. O, că se schimbă directorii mai ceva ca președinte de Consiliul Județean aici la Baia Mare. Bun. Ei o să cânte. Deci, Ionuț Nistor și Marcela Vădan Silaghi. Ha! Aplauze! Thank you.
la. La inima cea e bună, la 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 e la, la cazurile ialina, la 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 e la. Cu inima cea e rela, la 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 e la, fă Doamne ce vrei cu ea, la 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 e la. Ce vrei cu ea, ai la la la, la ce bună fă-i voia, la 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 la. Și fă-i voia-n tătă zi, la 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 la, să-i fie dragă trăi, la 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 la, să trăiască bucurie, la 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 la, dacă îi de o minie, la 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 la. Ai la la la, și-a trăit cum a putea, la 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 la. Păcere o răsplătește, la 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 la, după gândul ce-l gândește, la 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 la. Ia gândi numai de rău, la 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 la, rău să-i scoți în drumul său, la 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 la. Ai la la la, să gândească rău pe lume, la 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 la. Ai la la la, că gândul ce l-a purtat. Ai la la la, numai răului l-a dat, la 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 la. Alo, uite stereo acum. Alo. Alo. Alo, iar am nimerit. Alo, Gorju, stai blând. Da. Gorju, tot Gorju, domnul Vaida. Băi, dar să nu spui că ai stat în telefon până acum. Nu, puțin așa mai ia bine. Am uitat să vă spun că doamna doctor Zegrean e un, a fost și este un medic de referință al județului Gorj, ca medic, neurolog. Băi, de-aia, bă, că are bărbat din Ardeal, bă, că altfel referința vi se ducea, da. Da. Din ochi, dar de jur. Din ochi, da. Păi întâi la Ognă, că, auzi, toți șefii din România întâi au fost la Ognă sau dacă nu urmează. Știi? La noi, așa auzit? Sunt. Auzit? Da. Așa, și vreau să de-asta pe părintele și pe primarul comunei să-l felicit pentru organizarea făcută, cum a făcut acolo pentru închipturi. Da, mulțumesc. Sunt toți, dar numai oameni și unul și unul. Mulțumim frumos. Și mă bucur că muzica populară are viitor. Și în viitor. Cu copiația. Bun. Așa. Așa. Mulțumim frumos. Și... hai, lasă și pe alții, domnul Sandu. Mulțumim. Domn părinte, bine ai venit. Bine, Hristos a înălțat. Adevărat s-a înălțat, Doamne ajută. Spuneți-ne cum vă cheamă, să știe. Eu știu, dar cei de acasă nu știu. Ultimul, dar nu cel din urmă, ci cel din tâi dintre păcătoși, nu? Al treilea preot din comuna Săcălășeni. Un pic mai apropiat microfonul. Paroh la parohia Culcea, parohia ortodoxă. Deci celălalt sat aparține tot. Al treilea sat, da, ca și mărime. Culcea este un sat un pic mai micuț, însă cu oameni calzi, oameni primitori. De cât timp sunteți acolo? Anul acesta am făcut 14 ani. În 2010 am venit la Culcea. Acolo ați debutat, nu? Nu, am fost înainte 5 ani peste deal. Dar în Maramureșul istoric, în Maramureșul istoric, Voivodal, da. În comuna Călinești, în parohia Călinești. Și doamna, unde v-ați găsit-o? Să nu spuneți că peste doamna, am găsit-o în Baia Mare, nu. Eu sunt fiul al satului Coruia. Deci, Jehova, sunteți consăteni. Da? Am plecat în 86 la Baia Mare, după aceea la studii prin țară și m-am reîntors la Baia Mare să-mi caut și eu un rost în viață. Cum zice Oșanu, boreasă, cum zice Oșanu, da? Și în 2003 m-am căsătorit, în 2005 am mers preot la Călinești, în 2010 am venit aici la Culcea. Nu în Coruia acasă, în Culcea. La, păi aici, în comună. La, tot. Da. Auzi, copii aveți? Avem doi copii. O fiică mea cea mare face 18 ani anul acesta. Băiatul a făcut 16 ani. La liceu, cu problemele specifice. Și la pensie, vârste. Vreți din
Dacă om trăi și om fi sănătoși. Așa om prinde, da. Dumnezeu știe. Dacă om prinde, nu? Faceți că tot așa zicem, ne uităm la tineri ăștia și zicem, a, păi nu știm dacă ne-or plăti pensia, dar și de noi o zis cineva. Da, așa, la fel nu? O zis și de noi, da. Da, faceți o dedicație în uriașilor dumneavoastră. Le doresc tuturor multă sănătate și să fim toți oarecum mai... Hai, cu bună voie bun, față de... Să fim toți mai buni, mai calmi, că da, toată lumea se agită, toată lumea ne agită, toți suntem... Fugim din stânga în dreapta și de multe ori uităm să fim oameni. Astfel. Uităm să fim oameni și atunci ar trebui un pic să ne mai oprim din alergătura asta. Oh, ia uitați-vă că am vorbit de copii. Domn primar, cine e Zina de lângă dumneavoastră? Deci mă bucur să fie alături de mine. Sunt și celelalte nepoțele, că am. Mi-a dat Dumnezeu după doi flăcăi care mi-aș fi dorit din star să fie fetiță, mi-a dat acum Dumnezeu patru nepoțele ca niște flori. Unele mai rușinoase, dar încet, încet intră să dau la lume. Ia dați microfonul mână. Cum te cheamă? Pom Natalia Florina. Da, câți ani ai tu? 9. Ai 9 ani. Tu ești cea mai mare între nepoțele? Da. Da? Bun. Bravo. Și mai e o surioară? Da. Cum o cheamă? Pop Maia Ioana. Și pe cele de alte două verișoare? Pop Iris Maria, da. Și Pop Ilinca Carina. Auzi, dar bunicul știu că e din Săcălășeni. Din Coruia. Dar bunica, auzi, bunicii din partea mamei de unde sunt? Din Fărcașa. Ai, băi, aproape de mine acolo, din Fărcașa, bravo. Auzi, dar ce cântăriți îți place ție? Hai, nu contează, și de muzică ușoară, zi tu, hai, ce-ți place? Nu țineți-vă bine că s-ar putea să cădem pe spate. Da. Nu ai pe cineva așa, nu? Ai vreme. Bine. Ce clasă ești? A doua. Îți dă premiu. Premiu primești? Ce zici tu? Da. Păi să dea că schimbă primarul, învățătoarea, dacă nu da. Bun. Oameni buni. Tot la... Viorel, hai lângă mine. Tot la... Cum se cheamă? La Săcrășeni rămânem, hai încoace. El este instructorul copiilor ăstea. Viorel, și mai cum? Viorel Ungur, Hristos a înălțat. Adevărat s-a înălțat. Viorel, el are o trupă, acum a început, Nucleu, mai mic, vă rog, asta este. De toate categoriile. Acum suntem chiar la început, din nou. Din nou. Am fost cândva mai mulți, și-o luat zborul facultăți serviciuri, acum mai la început din nou, dar nu ne lăsăm. Auzi, Viorel, cum se zice la mine? Dar nu știu să-mi spui, stai așa că e o muscă pe tine. Ia zic, știi așa o orație, ceva? Păi depinde de mireasă. Nu ia zi una de mireasă ca lumea. Mireasă din doi părinți, ce cap ai de te măriți? De-ai știi cum îi măritată? Ai și de-a la măta fată de-ai mânca în trizul odată? Și atunci o coje uscată. Că mirile nu-ți frate, să gândești că nu te abate nici soacră ta. Nu-ți mamă să gândești că nu-l îndeamnă, să-ți mai dea câte o palmă. Băi, apel, văzut, ăștia nu fugeau de violență, aplaudați. Ei, acum du-te acolo că tu joci cu ei, așa e? Oameni buni, haideți, domnule, toată lumea să aplaudăm că joacă începătorii, vașnicii dansatorii, din florile, auzi, chioarului din Săcălășeni, aplauze, hai! Eu învăț a săruta.
eu scap pe greșul. Hai da, mă! Hai ușurel, îți ușurel, că am mâncat carne de miel. Ha! Ușurele ca un pai. Hai pe fereastră mă îndisai. Iuhuu! Hai ușurele ca priznielu. Hai așa și eu și așa nivelul. Ha! Bravo, voi! Ați terminat meciul în picioare. Hai, Cerneștiu, luați-vă locul. Oameni buni, fiți atenți, lângă noi este un bun prieten și vecin al Săcălășenilor. Domnul primar din Coltău, nu? Sau cum ați zis? Da. Cum vă cheamă? Cendăș Loioș. Ați fost și înainte primar? Am fost, sunt la al cincilea mandat. Numai cu picioarele înainte mai ieșiți din primărie acum. Voi ieși după acest mandat, ne-a fost de ajuns. Ajunge, da. Unde v-ați cunoscut în tinerețe? V-ați cunoscut cu primarul de aici? Deci, în primul rând vreau să-i mulțumesc domnului primar pentru invitație. Deci, Coltău s-a desprins din Comuna Mare, din Săcălășeni. Da? Deci, noi suntem ca frații gemeni și acum, cu hotar comun, s-a desprins în 2004. Da. Cât populația are Coltău? 3107 locuitori. Mare? E comuna mare, e în creștere, fiind foarte deci, aproape de Baia Mare. Deci câte comune? Două localități avem, Coltău, reședință de comună și Cătălina. Cătălina, da. Copii aveți? Am. Bunic sunteți? Nu sunt. Ei, nici dumneavoastră, nicio. La muncă să-i punem să muncească. Păi îi punem, dar vedeți că doamna... prima dată e cariera și după aia fac copii, din păcate. Ia vino, ia uite ce aici. Bine. Domn primar, soția de unde e? Soția e din Baia Mare. Și dumneavoastră? Eu sunt născut în Coltău, unde a scris cele mai frumoase poezii, marele scriitor al Ungurimii, Petru Fișandor, da. Și am locuit după... Copiii, mergeți mai pe dincolo! După 80 în Baia Mare, da. Și așa ne-am cunoscut, ne-am mutat în Cătălina. Așa. Să nu uit să mulțumesc sponsorului emisiunii noastre, restaurantul Chios din Cluj. Domn primar, a fost fetița și a fugit, așa e? E mai activă, e mai un mic. Scorpion. Bun. Mic care nu stă mult într-un loc. Ei, ia veniți voi lângă mine, fiți atenți, domn primar. El e din Ardusat. Maria Arat, din Ardusat, așa-i? Hristos s-a înălțat, adevărat. Da, din Ardusat. Și e din Bârsău. Hristos s-a înălțat. Adevărat. Bârsău, da. Care? Bârsău de sus. Băi, ai de la americani, așa le spune la ea, că nu era colectiv. Ești din Păhăbădic, nu? Nu, din Păhăbădic, din Păvale. De pe vale. Ah, e mai bine. Bun. Păi el cheamă Marian Raț, a venit să vă cânte, și pe ea o cheamă Carmen Oșan. Noi acolo îi spuneam Oșan. Ei, când s-au scris, e Osian, așa sună mai latinește, mai frumos. Așa-i? Mai ai frați? Mai am încă doi, mai mici. Mai mici. Tu unde ești la școală? Am absolvit liceul Colegiul Economic Nicolae Titulescu din Baia Mare. Și ce faci? Urmează de la toamnă la facultate. La ce? La ce? Încă mă gândesc. Bun, hai, du-te acolo, mergeți acolo și o să cântați. Oameni buni, Marian Raț cântă și Carmen Osian. Aplauze!
vezi la deal codri înverzesc statunii. E,
Așa. Ia uitați-l, ia uitați-vă, oameni buni, dă-i un prim plan, uite-l pe domn primar, cu toate. Și-a mai dat și în, la vecini, cu nepoțelele acolo, frumos, pac. Lângă noi este bunul nostru, prieten, frate din Republica Moldova, zic Iordică, numele întreg. Hai că te aranjezi, o stai cu minte. Te aranjezi așa frumos. Așa. Numele sunt, întreg, eu știu. Sunt Gheorghe Falcă. Gheorghe Falcă, n-are neam cu Falcă nostru. Nu, da, cui, posibil. Da. Posibil, da. Asta e tricolorul Republicii Moldova, deci observați? Bun. Ia zi, eu știu, unde ești primar, Iordică? Sunt primar în comuna Ghindești, raionul Florești, adică județul Soroc a fost. Da, sus, în nord, în nord. Da, da, în, da. E primul raion de centru nord. Da, da, centru spre nord, așa mare, da. Bun, de cât timp ești primar acolo? Sunt a cincilea mandat. Al cincilea mandat, a fost anul trecut aici. Și la fratele... Vin la fratele Emilian Pop, în comuna Săcălșeni, fiindcă avem acord de împrățire, de acum, din 2016 am semnat acordul și funcționează, adică noi colaborăm. Noi eram frați, da, mă rog. Da, dar oricum suntem frați. Bun, mulțumim, uite, asta am vrut să vedeți, oameni buni, că a venit ață din Florești aici la noi. Oameni buni, nu mai pierdem vremea! Atenție! Ia vină încoace, vină tu, băiatul. Hai, și tu ești cântăreț. Ia, ce cânti? Bună ziua și bine v-am găsit. Bine, dar cum te cheamă? Rareș Bretan, am 12 ani și reprezint cu mândrie zona Codrului. Dar tu de unde ești? Din Baia Mare. Și bunicii? Din Săliște, Odești. Ah, da? De Codru? Codru. Ia, cântă-mi un cântec. Eu vă voi interpreta melodia mea proprie. Ai, nu mă nebuni, zău, ia. Hai, dați voi feciolașură. Da, ia zi o strofă. Hai dați voi fecior la șură, ia, dara, 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 ca estai dans nu-i minciună, ia, dara, dara, dara. Trage cea tarăși păstrună, ia, dara, 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 lângă contră și gordună, ia, dara, dara, dara. Bravo, ce clasă ești tu? Sunt în clasa a cincea. A cincea? Deci trece a șasea acum. Da. Mai ai frați? Da, un frate. Și cântă și el? El nu cântă, el e cu fotbalul. Ei, te-am pupat, du-te la mămică, hai. Acum cântăm noi, ia Radule, oameni buni, ia să vedeți la Taragot, un om al locului. El e cu ansamblul din Cernești, o să cânte Radu, după care va cânta o domnișoară frumoasă, o știți, de la televiziune. E mai înaltă ea, așa, dar am curaj să mă apropii. Ea e, și tu ești din Groși, așa-i? Da, da, sunt din Groși, băi, Hristos s-a înălțat, vă spun și eu. Adevărat s-a înălțat. Unde lucri tu, să ai studentă? Ba, sunt și student, acum termin masteratul, dar eu lucrez ca și artist la ansamblul folcloric național Transilvania. Bun. Tu ești Gabriela Ardu-Sătan, da? Da. Nu, fii atent. O să cânte prima dată tu, un joc de început, după aia tu, Gabriela. Hai cu mine să nu te vei. Aplauze, haide! Thank you.
măsură, la 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 la. Om zoca sum kiwi mai la 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 la. Sub groma zoce kiri mai la 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 la. Hai bage și mă vreche mai la 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 la. Gheticiorii grija mea mai la 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 la. E vreme multă, la 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 la. Ne-al coșcăi și frumosel, măi, la 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 la. Și-mi e tare drag de el, măi, la 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 la. Și soară mira, babile, măi, la 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 la. Lele mai la 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 la. Că la șore plinge ele la 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 la. Lasă zică bunierele la 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 la. Că noi doi tot ne-am iubit măi la 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 la. Să aibă ce povesti măi la 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 la. Mulțumim! Mulțumim, Gabriela! Așa, cum te cheamă? Hristos a înălțat și bine v-am găsit! Mă numesc Maria Coman, am 11 ani și vin din satul Lăpușel, Comuna Recea. No. Și vrei să ne cânti un cântec și tu? Da, astăzi am să vă încânt cu cântecul meu din repertoriu personal, numele meu e Mărie. Zi o strofă, domnule, zi o strofă să auzim ce zice Mărie asta, domnule. Numele meu-i Mărie și tot satul a zis să știe, hai, hai, ca eu-s Mărie, să se audă-n depărtare, din codru până-n răzoare, hai, 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 Mărie, hai. Sunt fată de viță aleasă, din familie frumoasă, hai, 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 Mărie, hai. Bravo, bravo, ia dă și microfon. Bun, mulțumesc. Mai ai frați, nu mai e. Nu mai e. Cum te cheamă? Ardelean Andrada. Andrada, ia cântă-ne, tu de unde ești? Din Comuna Bicaz. Din Bicaz ești din Codru, tu. Ia o strofă. Ceatără lemnuți cu doră, la 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 la. Faile cânți oamenilor, la 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 la. Ceatără lemnuți cu doră, la 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 la. Faile cânți oamenilor, la 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 la. Ceatără lemnuți e fac, la 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 la. Fain cânți omului cu drag, la 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 la. Bravo, ce clasă ești? A noua. A noua, unde la școală? Unde? Liceul Emil Racoviță. Te pup, pa, du-te, felicitări. Oameni buni, stai să văd cum stau aici, că am de făcut treabă serioasă. Ceea ce vedeți dumneavoastră pregătit acolo, după aia vorbesc cu dumnealui, este ansamblu Măgura din Cernești. Danțuri după fisculaș. Aplauze! Hai, tradițion, românesc! Doi.
și la stânga și la dreapta. Așa se joacă fata. Vă mulțumim foarte pentru atenție. Ilinuca, la mulți ani cu ei. Bunicule meu care astăzi face 70 de ani. Vă iubesc pe toți. Ne întâlnim în duminica viitoare la Friga, la Beclean. Joc! Ding 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 ding